Astăzi a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin. Cele patru puncte de pe ordinea de zi au fost votate în unanimitate de către toți consilierii prezenți. Ședința extraordinară a fost găzduită de sala mare a instituției prefectului, în cadrul căreia consilierii au fost convocați de îndată pentru a aproba proiecte importante de pe ordinea de zi, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2022. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2022. Avizează Comisia Servicii Publice, Serviciile, Comisia Buget Finanțe, Comisia Învățământ Cultură, Comisia Juridică, Comisia Urbanism. Dacă sunt discuții? Facem precizarea că am consemnat abținerile de la vădala consilierilor locali, membrii în consiliile de administrație ale școlilor care au primit prin această modificare sume de bani. Supunem la vot întreg proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Încă o dată, consilierii locali ai municipiului Drobeta Turnu Severin au dat dovadă de consens politic, votând în unanimitate toate proiectele de pe ordinea de zi pentru ca investițiile demarate să poată continua, iar severinenii să se bucure de cele mai bune condiții de trai.